Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii 7 zile. Continuăm ciclul de emisiuni de informare electorală. Prin urmare, cei care râvnesc postul de șef al statului vin aici în platou și își prezintă programul electoral și vă conving pe voi, cei de acasă, să vă dați votul pentru ei la data de 20 octombrie. Nu uitați, votați cu inima și cu sufletul și analizați și încercați să vedeți care dintre cei care vor să obțină acest statut și 11 sunt pe listă, adică avem de unde alege, într-adevăr vă vor convinge că anume ei sunt cei care în următorii 4 ani vor aduce schimbarea, de ce nu, în Republica Moldova. Astăzi alături de mine se află Ion Chicu, fostul premier al țării, dar și candidat la prezidențiale din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Domnul Chicu, bine ați revenit la 7 zile. Bună seara, bine v-am găsit. Dumneavoastră ați fost la noi practic la începutul campaniei, dar atunci eram într-o stare așa de nu știam ce se poate și ce nu, nu v-ați prezentat atunci programul electoral, nu ați făcut agitație electorală, nu ați îndemnat telespectatorii să vă voteze, ceea ce puteți să faceți astăzi în cadrul emisiunii noastre. Avem deja legal tot dreptul să vă oferim timp, spațiu și platformă să faceți asta, așa cum o facem cu toți candidații care s-au perindat până astăzi la noi în studio. Haideți să începem, deci. Săptămâna asta, săptămâna curentă, discutam cu cineva într-un cerc de oameni destul de așa, inteligenți, cu studii superioare, să spunem așa, care sunt la curent cu situația politică din țară, cu ce se întâmplă. Și așa cum este bine unui moldovean, discutam într-o campanie electorală despre candidații care și-au înaintat dorința și doleanța de a lupta pentru șefia țării, care ce ne prezintă, ce ne promite. Și am auzit un comentariu referitor la numele dumneavoastră, precum că, citez, ați fi în această campanie mult prea cu minte și că nu prea vă faceți PR. Întrebarea mea este, acționați după principiul tace și face sau alta este problema? Mulțumesc pentru invitație la această emisiune. Într-adevăr, când am fost data trecută la dumneavoastră, încă nu eram înregistrat în calitate de candidat. Evident, așa, noi nu încălcăm legislația electorală și nu mi-am permis atunci nici să prezint programul și cu atât mai mult să îndemn la legătorii, să mă susțină, să mă voteze. Sincer, și la această emisiune nu voi veni cu asemenea apeluri și îndemnuri. Eu vreau să rog concetățenii noștri să examineze programele tuturor candidaților și să facă acea alegere care consideră dumneavoastră că este mai bună. Este de dorit în campania electorală să permitem cetățenilor să se informeze și eu sunt de acord că trebuie să voteze cu inima și sufletul, dar tare ar fi bine să amestecăm aici și un pic de rațiune și logică. Exact. Și logică, de asta da. I-am și îndemnat să analizeze fiecare plan. Exact, asta vreau să zic. Programul electoral al meu, în cazul de față, este plasat pe pagina de internet al partidului pdcmie.md și o să vedeți acolo care sunt viziunile mele în calitate de candidat referitor la misiunea, obligațiunile conducătorului statului. Pentru că pe 20 octombrie noi alegem conducătorul statului, așa e scris în Constituție. Respectiv, această persoană este responsabilă de tot ce se întâmplă în stat. Și de lucruri mai pozitive, și de lucruri mai puțin plăcute, cum ar fi creșterea tarifelor, da, prețurilor, exod, etc., etc. Nu cumva persoana dată să fie una selectivă în responsabilități, ca acolo când este vorba de tăiat o panglică la vreun obiectiv de infrastructură, eu sunt președintele. Când e vorba de răspuns de ce au crescut prețurile sau tarifele la gaz de la 4,60 la 30, nu, asta răspund alții, eu de asta nu răspund. Deci, acest lucru, eu cred, cumva ne mobilizează pe toți să venim pe 20 octombrie, să alegem, să facem o alegere rațională, fiind sigur că persoana care i-am încredințat această responsabilitate o poate duce. Cum am spus, și momente mai plăcute și momente mai puțin plăcute. Sunt bucuros că dumneavoastră în cercul de comunicare discutați despre candidați și probabil candidate. Așa, despre toți. Da, da. În ceea ce privește că sunt mai puțin incisiv în această campanie și nu fac PR, eu tocmai de asta am lăsat-o așa
pentru ca oamenii să poată liniștit examina programele candidaților. Pentru că nu trebuie să ascundem, în campanie electorală este o abundență de promisiuni, sunt foarte, foarte tot generoși în a majora salariile și pensiile, în a construi drumuri și fabrici și toate. Da? Dar, dincolo de toate, eu personal contez pe un vot rațional a oamenilor care înțeleg că nicio promisiune de majorare a pensiilor și salariilor nu costă un bănuț sau un cent dacă nu se reușește ca statul să funcționeze eficient, ca instituțiile statului într-adevăr să fie în serviciu cetățenilor și nu a partidului sau unei persoane. Și în sens final, dacă economia care generează impozite pentru a finanța aceste necesități, cum am spus, salarii, pensii, etc., etc., nu este în capacitate să le asigure. Da? Deci, iată, accentul în programul nostru este anume pe aceasta, eficientizarea activității statului, pentru că statul actualmente este absent în materie de servicii pentru cetățeni, este mai degrabă la cheremul unor grupări, și, bineînțeles, accent este pe potențialul economic, dezvoltarea potențialului economic, astfel încât, cum am spus, să avem sursa aceea de finanțare. Dacă este percepția sau impresia că sunt absent în campanie sau nu, probabil că este una eronată, pentru că eu nu trec o zi să nu am 5-6 întâlniri electorale, în special în teritoriu, dar și în municipiul Chișinău. Și eu cred că în cadrul acestor întrevederi, întâlniri, anume fac accentul pe program, pe realismul programului și eu cred că dacă ai un program bine închegat, nu e absolut necesar să folosești diferite alternanțe de voce, să fii mai incisiv, să fii mai domol. Așa cum pot eu explica lucrurile, așa o fac și în campanie electorală. Ați mers în teritoriu, oamenii, care este starea de spirit acum în campanie electorală? Cumva toți merg, toți candidații merg în teritoriu. Mai mult sau mai puțin deja și-au făcut o imagine în ce parte bate vântul, dacă putem să spunem în sens popular. Mai spus-o și cu altă ocazie, observația așa de, eu știu, generală, observ totuși la această etapă a campaniei electorale o, zicem, sporire a interesului cetățenilor. Mm-hmm. Pentru că în campania de colectare a semnăturilor, trebuie să recunosc, ochii erau cam stânși la toți, cam apatic, dezamăgire totală, decepție, lipsă de încredere, oricine, începând de la stat și politicieni și uneori chiar în persoane. Însăși, acum observ că totuși oamenii deja cumva s-au conectat la campania electorală, înțeleg că pe 20 octombrie urmează să aleagă nu doar o figură simbolică, pentru că este și percepția aceasta că președintele are competențe limitate, doar oferă distincții și mai face călătorii peste hotare. Așa. Vreau să spun că este o percepție eronată, președintele statului, conducătorul statului, are competențe destul de, să zic eu așa, clare, cu potențial de decizii destul de însemnate, cum ar fi reprezentarea statului peste hotare, da, pe extern. Deci, președintele este garantul Constituției, garantul independenței și integrității teritoriale și, ce nu-i mai puțin important, președintele este factorul care are dreptul inițiativei legislative. Așa. Adică dacă are viziuni pe domenii, fie economie, fie partea socială și orice alt domeniu, el sau ea, președintele statului, poate fi prezent în Parlament cu aceste proiecte în fiecare zi. Cum merge guvernul, de exemplu, cu legea bugetului? Sau cum a mers guvernul cu propunerea de a încălca legea cu, pensiilor atunci când au indexat pensiile în 2023 doar cu 15 în loc de 30, pentru că 30 a fost inflația. Deci acesta este un antiexemplu. Nu trebuie președintele să vină cu legi care fac derogare de la alte legi. Dar am avut în vedere că președintele are un arsenal întreg de instrumente pentru a fi eficient și a participa activ în activitatea statului, bineînțeles respectând și principiul separației puterilor în stat. Revenim la ce vedem în teritoriu. Deci acum mă bucur că oamenii totuși sunt mai conectați, înțeleg că aleg o figură importantă în stat, cea mai importantă, prima. A doua, observ acum că în pofida
fricii care este în societate, pentru că am depistat acest moment și anul trecut la alegeri locale, dar în mod special în campania de colectare semnăturilor, foarte mulți cetățeni vin așa în șapte, spune, vă susținem, să votăm, dar nu putem semna, pentru că reprezentantul guvernului în raionul, de exemplu, Florești sau în raionul Glodieni sau alt raion, ne-a amenințat că dacă vom semna pentru alt candidat decât Maia Sandu, vom avea probleme. Și încă le mai spune așa, mințându-i, că până seara la mine o să fie de la CEC cine a semnat. Dar astea sunt momente care, bineînțeles, fac dovada odată în plus a faptului că suntem un stat capturat, un stat absolut nedemocratic și eu nu cred că a mai fost vreodat o asemenea nivel de frică în societate. Acum observ că oamenii un pic s-au mai descătușat, încep a crede că schimbarea e posibilă, pentru că e evident, isteria la nivel de guvernare și de președinte e evidentă deja. Altfel nu ar îmbla ministrul pe interne sau ministrul apărării cu ziare pe piețe pentru a face agitație pentru un candidat sau altul. De ce eu cumva rămân optimist că oamenii vor veni la alegeri, vor vota? Pentru că al treilea factor important care vreau să-l menționez, într-adevăr se observă o sete de schimbare. Așa. Și mulți eu cred că această schimbare poate avea loc anume pe 20 octombrie la aceste alegeri. Și eu vreau să îndemn cu cetățenii noștri să credeți că e posibil de făcut schimbarea în pofida presiunii interne și externe, a vizitelor acestea interminabile cu promisiuni de miliarde de euro că o să ne dea sau nu știu ce. Noi trebuie să ieșim la alegeri, să decidem soarta țării așa cum considerăm noi că ar trebui să fie. Cam asta în linii mari. Domnule Chicu, spuneați că la crâma țării trebuie să vină un... o persoană pregătită să facă față atât unor situații pozitive, cât și unor situații negative care într-un fel sau altul au o influență asupra societății noastre. Cât de pregătit este Ion Chicu să conducă Republica Moldova în următorii 4 ani? Eu cred că pentru orice funcție în stat, și nu neapărat în stat, într-o organizație oarecare, fie din domeniul privat, atunci când este ales conducătorul sau numit conducătorul, el trebuie să întrunească niște criterii. Așa. Bineînțeles, primul criteriu este profesionalismul, da? Nu mai puțin importantă este experiența și de muncă și de viață, pentru că totuși vorbim de președintele statului. Că nu o să încredințăm, de exemplu, volanul unui autocar, autobuz, da, cu multe, multe persoane, unei persoane care abia și-a ridicat licența, permisul, da? Nu o să facem lucrul ăsta, trebuie practică, experiență. Din punctul acesta de vedere, nu vreau să mă caracterizez pe mine, dar în general vreau să spun așa. Eu am 52 de ani, am absolvit facultatea în 1994, adică cu 30 de ani în urmă. Din acești 30 de ani, eu la stat, adică în sectorul public am activat 7 ani, din 2005 până în 2009, la Ministerul Economiei și Finanțelor, și 3 ani, din 2018 până în 2020, la Ministerul Finanțelor și la Guvern. Deci am o experiență oarecare în sistemul public. Nu mi este, să zicem, necunoscut. Pe de altă parte, ceilalți 23 de ani, eu am lucrat, zicem, în viață normală, cum zicem noi. Am lucrat marea majoritate a anilor în sectorul privat. Am lucrat 2 ani la Catedra de Micro- și Macroeconomie a SEM-ului și 7 ani am lucrat peste cotare, în special în instituția internațională financiară, care se numește Banca Mondială. Eu consider că am o experiență așa mai mixtă, nu vreau să zic că e vastă, dar este o experiență care îmi permite mie să consider, poate subiectiv, dar se consider că pot să-mi asum o asemenea responsabilitate. Nu mi-ar sta bine dacă zice că profesionist desăvârșit, cum i-auzim pe unii prin campanii electorale, că super patriot, cum i-aud pe alții, și că, uite, dacă mă alegeți, prin magie, toate grijile și problemele noastre se vor rezolva. Dar eu cred că întrunesc aceste criterii, mai ales că sunt susținut de o echipă profesionistă și aici nu o să mă abțin de la aprecieri. Probabil că cunoașteți mult colegi din echipa noastră și centrală și din regiune. Trebuie să remarc faptul că eu reprezint un partid care anul trecut prima dată a participat la alegeri locale și în pofida faptului că am participat cu candidați proprii doar într-un sfert de primării, ne-am plasat pe locul 4 în țară după numărul de voturi obținute, după numărul de primari, după numărul de consilieri raionali și locali. Eu consider că o asemenea echipă
are potențial, un partid de centru are potențial, are posibilitate și perspectivă. De aceea noi mergem foarte curajos și optimist în orice, să zicem așa, competiție electorală, inclusiv aceasta prezidențială. Iată, dacă după această descriere ceva din subiectivismul meu, să zicem, poate fi mai redus, atunci eu o să fiu bucuros. Eu consider că într-o nescriterile date. Haideți să vedem care vor fi primele trei acțiuni pe care le veți întreprinde în calitate de șef al statului. Șeful statului, cum am spus, este conducătorul statului, respectiv trebuie să facă așa ca mașina asta, mașinăria asta care se numește statul, să funcționeze în primul rând conform Constituției, legislației și în al doilea rând să fie eficientă. Ce am în vedere în materie de constituționalitate? Principiul fundamental al democrației și al activității statului este respectarea separației puterilor în stat. Da? Noi avem trei puteri plus una a patra care zicem că e presa. Toate trebuie de respectat. Președintele, chiar dacă e șeful statului, nu trebuie să admită el sau ea ingerința în justiție, cum se întâmplă acum. Da? Președintele trebuie să știe că Parlamentul inițiază referendumul constituțional, dar nu el sau ea, cum se întâmplă acum. Președintele trebuie să știe că trebuie să organizeze așa încât ministerele să funcționeze, să raporteze, dar nu să meargă la tăiat panglica la proiecte de infrastructură, mai ales în campanie electorală. Iată, noi am sesizat cu câteva zile în urmă Comisia Electorală Centrală pe faptul încălcării flagrante a legislației electorale de către doamna Sandu. Verificați, cu trei zile în urmă tot am mers la un obiect de infrastructură. Expres e scris în codul electoral, apropo, elaborat și adoptat de ei, că este interzis acest lucru. Deci, separația puterilor în stat și președintele, în primul rând, nu trebuie să o încalce și prin asta trebuie să dai exemplu. Mai departe, depolitizarea instituțiilor statului, pentru că s-a promis și se promite în continuare că instituțiile vor fi depolitizate, că angajările vor fi pe principiul meritocrației, profesionalismului, lucru care nu are loc, din păcate, în realitate, mai ales în ultima perioadă. Observați, vă rog, și verificați cum sunt angajați oamenii în instituțiile statului și centrale și locale acolo care sunt sub conducerea partidului pe care îl reprezintă doamna Sandu. O să vedeți că acolo principiul de partid predomină. Poți nu ști tabla mulțirii. Dacă ai tricou galben și îți mai pui așa o panglică albastră, tu ești eligibil și ai din start 10 puncte avantaj. Deci lucrul ăsta nu trebuie de admis, pentru că altfel statul va fi entitatea cea mai neprofesionistă și puțin eficientă. Lucru care se întâmplă acum. Și în mod evident, clar că dacă vorbim de trei acțiuni, cumva primele două le-am cam menționat, a treia iarăși reiese din competențele președintelui, că reprezintă statul pe plan extern. Așa. Trebuie să promoveze o politică externă pragmatică, în interesele țării, a cetățenilor, și unul din elementele politicii externe trebuie să se îngrijească sau ar trebui să țină de oferirea posibilității economiei, da, producătorilor noștri sau prestatorilor de servicii a posibilității de a le vinde pe extern. Noi, din păcate, actualmente avem probleme la acest capitol și punem mai degrabă factorul geopolitic ca prioritate decât interesul economic al țării. Noi, din păcate, am pierdut piețe pe care, nu chiar cu mult timp în urmă, vindeam o mare parte din produsele noastre, inclusiv agroalimentare. Mă refer aici și la struguri, și la miere, bineînțeles, la fructe, da? Eu am mai adus exemplul ăsta și poate merită încă o dată să spun. Noi ne bucurăm că crește exportul pe piața oarecare. Vorbim de, în cazul de față, piața Uniunii Europene. Așa. Dar atunci când ni se spune de la din fiecare sursă de informare în masă că au crescut exporturile cu 100% pe piață, ar fi bine să ni se spună de la cât la cât. Nu doar valoarea absolută să ni se comunice, relativă mai iertat, da, și valoarea absolută, să ni se spună de la cât a crescut, pentru că dacă luna trecută am exportat 20 de tone de miere pe o piață și după aceasta următoare am exportat 40 de tone, asta înseamnă creștere de 100%. Dar realitatea crudă este că am pierdut o piață pe care exportam 200.000 de tone, da? Și tocmai din această cauză, de exemplu, în raioanele de nord a țării, oamenii pur și simplu defrișează, scot
le vezi de cele pe care s-au investit foarte mulți bani și privați, dar și ai statului prin subvenții. Noi doar am alocat la, pentru livezele astea cu tehnologii moderne, am alocat sume enorme din bugetul statului, ca peste câțiva ani, iată, să le scoatem, să le dăm la foc. Da? Deci acestea sunt lucruri pe care președintele țării, iarăși în calitate de șef al statului, trebuie să le ia în considerare de fiecare dată când face vreo acțiune pe plan extern. Astea le-am spus ca acțiuni, dar încă un principiu foarte important care este de responsabilitatea supremă a președintelui, asta este respectarea drepturilor fundamentale a tuturor cetățenilor. Pentru că, iarăși, candidaților de fiecare dată le place să declare în campanie că voi fi președintele tuturor. Așa. Și nu mă voi uita în ce-i scris în buletin, că trăiesc în Bălți, că trăiesc în Ialoveni, la Briceni, Tiraspol sau Comrat. Nu spune lucrul ăsta, spune a tuturor. De aceea trebuie să respecte drepturile fundamentale a tuturor, inclusiv dreptul la informare, că e scris expres în Constituție cum s-a respectat dreptul la informare în ultima perioadă. Eu cred că nu s-a prea respectat. Inclusiv dreptul la educație, cum se respectă dreptul copiilor din satele în care se închid și școlile primare, clasa 1-a, 4-a. Cum se respectă? Eu cred că nu se respectă. Dreptul la sănătate, ocrotirea sănătății, tot e prescris că este un drept fundamental. Când închizi atâtea spitale sau în pofida creșterii prețului primii de asigurare la 12.636, oamenii nu au acces la servicii medicale, eu cred că nu funcționează. Și unul poate care acum este foarte, zicem, evident încălcarea drepturilor fundamentale, este dreptul la alegeri. Da? Noi avem țări în care se află o bună parte din concetățenii noștri, așa numită diasporă, așa, pentru care accesul la secțiile de vot este practic îngrădit. Vă referiți la Federația Rusă și la cele două secții? Eu cred că în Federația Rusă, da, noi avem, poate dacă nu 40%, două treimi din diasporă se află în spațiul acela. Și în condițiile în care când pentru ei deschis doar două secții de votare și măcar nu le oferi posibilitatea votului prin corespondență, cum a fost acordat altor cetățeni din alte țări, asta e discriminare. Și vă rog să mă credeți că scuza asta universală că în Rusia deschidem mai puține secții pentru că vor fi falsificări, ca așa zic, da? Ea nu ține explicația, justificarea respectivă, pentru că secțiile de vot în Irlanda, Marea Britanie sau în Rusia nu le organizează autoritățile de acolo. Secțiile de vot în toate țările le organizează reprezentanții ambasadelor noastre, Ministerul Afacerilor Externe al nostru. Eu nu cred că în vreo secție în Rusia sau în China sau în Marea Britanie trebuie să nimerească funcționari sau persoane care vor fi implicați în procesul electoral, care nu-i desemnează autoritățile. Ce înseamnă asta? Că ei presupun că vor numi ei de la ambasadă, de la Ministerul de Externe, persoane care vor falsifica alegerile în folosul altui candidat decât Maia Sandu? Pe cuvânt că nu pot crede în acest lucru. Deci este o justificare care nu poate fi primită, acceptată de noi și de cetățeni și, de fapt, este o discriminare a unor drepturi fundamentale ale cetățenilor. Președintele este responsabil pentru aceasta, pentru că este conducătorul statului. Eu cred că aici a trebuit să se concentreze președintele atunci când vorbim de partea de funcționarea statului și respectarea drepturilor. Evident, vă vorbeam despre dreptul la inițiativă legislativă. Poate vine președintele statului în Parlament și cere restabilirea dreptății pentru pensionari, care așa, anul trecut au fost pur și simplu lipsiți de 15% din pensie. De ce? Și dacă deputații nu... Vorbim. Dar unde verde? Nu, eu știu ce vorbiți dumneavoastră, da? Nu-i suficient să vii în Parlament, să pui Parlamentul în situație așa, că stați că v-am prins eu omul la colț, ia să vă rădiu cine e populistul. Nu, dacă te-ai dus cu proiectul de restabilire a celor 15%, conform Constituției și legii 181 despre finanțele publice, autorul trebuie să arate și de unde banii, pentru că această lege presupune cheltuieli. Și vii la deputați și le spui, stimați deputați, mai aveți 4 luni până la parlamentare, măcar acum, în al 12-lea ceas, gândiți-vă și la pensionare. Eu vă propun ca președinte să aprobați acest proiect de lege, să restabilim oamenilor 15% și vă spun de unde banii.
Anul trecut, când le-ați tăiat 15%, voi, dacă nu la aceeași ședință, în scurt timp, ați triplat salariul ministrilor. Adevărat? Adevărat. Avem rezervă acolo? Avem. În 2020, când erau precedenții, erau 9 ministeri în guvern, de tot. Erau. Câte sunt acum? 15? 15. Numărați, vă rog, câți angajați aveți acum în aceste 15 ministeri și comparați cu acele 9 care erau atunci. Și eu pot să vă spun că numărul aproape s-a dublat. Nu mai vorbesc de evoluția salariilor pentru acești funcționari. Acolo sunt sute de milioane de lei pentru întreținerea aparatului public. Haideți să facem un pic de echilibrare, da? Un pic de dreptate. Hai să mai vedem, poate mai eficienți. Și se poate de identificat banii pentru a restabili dreptatea pentru pensionari. Eu cred că un asemenea proiect îl va vota tot pasul în corpore, pentru că va trebui peste 2 luni să meargă în parlamentare, să spună, să explice de ce nu l-a susținut pe președintele Chicu, care le-a propus să mai taie un pic din a lor porții, din plăcintă, cum le place lor să zică, și să mai dea un pic la turtă, ceea care n-are nimic în ea. Măcar păi o dată acum câte 2300 de lei pentru 31.000 de pensionari. Eu o să... E foarte bună treaba asta cu 2300, dar haideți să facem un exercițiu simplu. De la o pensie de 3.000 de lei, că cam asta e, să zicem așa, mediu plus minus. 3.000 de lei, 15%, asta înseamnă 450 de lei pe lună, statul în 23 le-au furat. Hai să zicem, mai diplomatic, nu le-au dat pensionarilor. 450 de lei înmulțit cu 12 luni, dacă pot eu număra bine, sunt 5.400 de lei. Doar într-un an nu le-au dat. În 2024, tot așa nu le-au dat, încă se indexează acea sumă, da? Încă 5.400. A faceți o comparație acum. Adică nu le dai 11.000 de lei prin încălcarea legii pensiilor și înainte de alegeri vii și zici vă dau 2.300 sau cât acolo. Așa se face. Eu am văzut, de fapt, manevra asta foarte, foarte, aș zice, fariseică. Nu le dai oamenilor ce e a lor și înainte de alegeri vii și le dai ceva. Sau majorez tariful la gaz de la 4,60 la 30 și înainte de alegeri îl cobori la 18 sau la 13 și zici, vedeți cine a coborât prețul la... Dar nu fac așa toți politicienii. Nu, haideți să, înainte de a vorbi la general, dați să vedem dacă în cazul... Vă referiți la mine, dacă găsiți un caz când au crescut... Mă refeream per general. Păi nu chiar au făcut așa. Eu nu știu dacă în istoria Republicii Moldova au mai fost cazuri că într-un timp atât de scurt să crească cu 600%, dar atât a crescut tariful la gaz. Eu nu cred că am avut asemenea evoluție. Deci, per general, președintele, credeți-mă, că are cu ce se ocupa, are instrumente, cred eu, eficiente, cu care ar putea schimba locurile în țară, doar ține de dorință și, bineînțeles, de capacitate. În cazul în care ajungeți la cârma țării, unde veți efectua peste hotare prima vizită în calitate de șef al statului, domnul Chicu? Evident că întrebarea asta persistă și cumva răspunsul presupune care e vectorul, da? Așa înțeleg. Nu, că o să vă întreb direct după asta și care e vectorul pe care îl susțineți. Orice vizită trebuie să fie cu conținut și cu obiective. Așa. Dacă te-ai dus numai să bifezi, să faci câteva poze și vii ulterior acasă cu nimic, mai bine stai acasă, pentru ce să faci vizita asta, da? Eu când am fost votat de Parlament în funcția de prim-ministru, votul 62 de deputați, apropo, în aceeași săptămână, la diferență de o zi, am fost în două vizite peste hotare. Am fost, că erau așa invitațiile și era așa planificat. Miercuri am fost la Moscova și vineri eram la Londra. Și am discutat concret la Moscova și aprovizionarea cu gaz era una dintre întrebări, a doua, deblocarea, pentru că erau și atunci probleme cu exportul, erau pe unele articole, erau probleme că cereau taxe vamale. Așa. Și peste o zi am fost la Londra, la forumul investițional organizat de Banca DBR, de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Și de acolo și de acolo am nicio rezultate. Da. Dacă graficul acestor evenimente era invers, întâi mă duceam la Londra, da. Deci de aceea, clar că în primul rând ar trebui să-ți vizitezi vecinii, da. Trebuie să mergi la București, trebuie să mergi la Kiev, că așa îți stă bine dacă tu înțelegi cât e de importanță a relației bune. Trebuie să mergi la Bruxelles, trebuie să mergi în Beijing, trebuie să mergi în Ankara, sper că se va termina războiul și merge și la Moscova, pentru că în condițiile actuale nu cred că putem merge, da, trebuie să discutăm, dar asta e realitatea. Dar pe
președintele nu face vizite pur și simplu pentru ca să arate câtă susținere are de la străini. Pentru mine e important să fie susținerea oamenilor care te-au ales. Că ei nu au votat-o pe von der Leyen, da? Sau nu au votat-o pe Obama sau pe Putin. Au votat persoana de la care cer eficiență. Eu așa cred. Vorbeați despre planul dumneavoastră economic, este unul dintre cele mai importante în agenda, în programul electoral. Haideți să vedem concret cum intenționați să puneți pe picioare economia țării în cazul în care ajungeți la cârma acesteia. În primul rând, noi trebuie să înțelegem că în pofida rapoartelor astea triumfaliste, că cineva a încuiat toate ștampilele în safieu, presiunea administrativă și fiscală pe economie este foarte, foarte mare. Prin asemenea decalaj sau handicap, chiar aș spune, noi practic facem ca economia noastră să fie necompetitivă și facem ca țara să fie neatrăgătoare din punct de vedere a investițiilor. Așa. Deci, în acest context, noi trebuie... spuneți ce trebuie să faceți după o scurtă pauză de publicitate. Îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar asta e din punct de vedere tehnic, trebuie să luăm publicitate. Doamnelor și domnilor, rămâneți aproape, revenim imediat cu soluțiile pentru a pune economia pe picioare din partea candidatului Ion Chicu. Doamnelor și domnilor, iată, ne reveniți în studio. Continuăm discuția noastră cu Ion Chicu, candidat din partea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei pentru alegerile prezidențiale din data de 20 octombrie. Domnule Chicu, înainte de publicitate, vă întrebam despre soluții pentru a pune economia pe făgașul cel bun în Republica Moldova. Din partea candidatului Ion Chicu, vă rog, vă ascultăm. Vorbeam despre presiune excesivă administrativă și fiscală asupra economiei, asupra activității economice. Așa. Respectiv, trebuie devenit aici cu soluție. Eu vreau să fac ceea ce am făcut odată în 2018, când am revenit în țară la Ministerul Finanțelor. Cine își mai amintește, atunci am promovat la 1 octombrie 2018 o reducere semnificativă, a pofierii fiscale pe salarii. Impozitul pe venitul persoanelor fizice a fost introdusă cota unică de 12%, era sistemul progresiv 7-18%, dar majoritatea, bineînțeles, sumelor erau impozitate cu 18%. Așa. Deci o diminuare a poverii fiscale pe salarii, prima. A doua, tot atunci, tot de pe salariu, a fost diminuată cota contribuțiilor sociale, cine își amintește, de la 29% la 24%, cu 5 puncte procentuale. Per total, aceasta a însemnat o scădere a poverii fiscale pe salariu, cred undeva de vreo 20%, dacă nu chiar mai mult. Da? Pentru ce trebuie de făcut lucrul ăsta? Asta, în primul rând, înseamnă că dacă statul extrage din salariu calculat mai puține impozite, neto, salariul curat, cum zicem noi, al angajatului, rămâne mai mare. Deci este un argument în plus ca omul să rămână în țară? Eu cred că este. Și, zicem, nivelul venitului crește. Dar ce e mai important, eu să cot în toată chestia asta, că odată cu reducerea cotelor impozitelor, noi am obținut mai multe venituri la buget. Este așa o dependență, parcă s-ar părea indirectă și chiar paradoxală, dar iată, reducând cota impozitului de la 18 la 12 și a contribuției sociale de la 29 la 24, noi în sens final, în foarte scurt timp, am primit mai multe încasări la buget. De ce? Pentru că agenții economici și persoanele preferă mai bine să achite cote de impozit mai mult și toți, așa, ca să nu aibă probleme cu fiscul. Iată, puteți ridicați informația de la fisc, peste câteva luni după scăderea acestor impozite și introducerea, apropo, cotei TVA de 10% la sectorul Horeca, vânzările oficiale a acestui sector la primele 100 de companii cele mai mari au crescut cu 60%. Cu 60% în câteva luni a crescut vânzările oficiale. Asta înseamnă că și impozitele au început să plătească mai mult pentru că raportează mai multe venituri, mai multe vânzări. Iată, acest lucru trebuie de făcut. Mai departe, tot în program și tot în contextul liberalizării și reducerii poverii fiscale și administrative, este propunerea de a scuti pe 6 ani sectorul de producere. Atent! Sectorul de producere, deci întreprinderile care, eu știu, sunt industria de procesare, întreprinderile agricole, toate întreprinderile de producere, discutit de impozitul pe venitul persoanelor juridice, tot 12%, impozitul corporativ, cum se mai spune, da? Pentru că acești bani, clar, cu condiția dacă reinvestesc, asta e clar, da? Pentru că acești bani ar contribui la extinderea producerii sau afacerii, cum zicem noi, la crearea de locuri noi de muncă, din banii lor.
Da? Statul ar câștiga aici, pentru că dacă s-ar crea un loc nou de muncă cu banii ăștia, automat vin celelalte impozite, pe salariu, TVA, etc., etc. Deci este un principiu de ăsta în care ambele părți, statul și agentul economic, câștigă. Au de câștigat, așa. S-ar putea de făcut lucrul ăsta, pentru că altminteri, acei agenții economici din producere care vor acum să mai deschidă o hală, să mai facă niște locuri de muncă, trebuie să ducă la bancă, să ia credit. Acum un pic s-au mai redus dobânzile față de 22-23, când am avut practic record absolut pentru ultimii 15-20 de ani. Dar tu să activezi în producere, să te duci la bancă să iei credit cu 17-18%, tu niciodată nu să-l poți să-l dai, să-l rambursezi. E foarte complicat la asemenea dobânzi. Ar face statul un pas inteligent și înțelept prin această acțiune, eu sunt sigur că ar putea și efectul va fi exact acela ca în cazul diminuării poverii fiscale pe salarii. Ar face statul un pas deștept dacă ar elimina obstacolele la plăți. Iată, noi avem foarte mulți oameni peste hotare, au fost îndemne de astea înflăcărate și foarte supletești, veniți vă rog acasă. Eu vă spun cazuri concrete care mi s-au spus, inclusiv când am fost cu deja 2 săptămâni în Irlanda, persoana a vrut să vină acasă, să-și procure locuință și să deschidă o afacere, a acumulat 7 sau 8 ani, am mai uitat cât mi-au spus că a lucrat, a acumulat o sumă oarecare de bani, aici nu poate procura imobil, pentru că între timp, cineva a schimbat legislația și pentru a procura un imobil de o persoană care nici nu are cont la noi aici, cel de mulți ani, el nu poate face, nu poate achita cu bani, pentru că trebuie prin transfer, etc., etc. Oare noi obstacolul ăsta pentru persoanele care nu sunt subiecte a declarării venitului, că la birocrați, să zicem, la nu mă refer, dar marea majoritate a oamenilor nu sunt birocrați, ei nu trebuie să raporteze despre avere, etc., etc. De ce s-a pus acest obstacol? Eu sunt sigur că dacă ar fi posibil de restabilit, dar este posibil, trebuie voință, oamenii ar procura locuințe. Asta înseamnă iarăși un imbold pentru mai multe industrii, inclusiv de construcție, de extracție și etc., etc. Deci ar fi o acțiune, eu cred că ar fi o acțiune. Haideți că dacă vorbim de economie, avem un sector important, se numește agricultura, da? Așa. Apropo, agricultorii din nou au ieșit vineri cu o revendicare în fața Parlamentului, în care pe alocuri au avertizat, nu știu dacă este cazul să o numim amenințare, că chiar pe data de 20 ar putea să iasă la protest. Bine, poate au un plan oarecare. Haideți să vorbim în complex de acest sector, pentru că ei se confruntă deja în fiecare an, în principiu, cu probleme. Așa. O mare majoritate a acestor probleme au două explicații. Prima, condițiile climaterice, că-i secetă și ei suferă. Și a doua, lipsa pieților de desfacere. La condițiile climaterice și secetă, este necesar și în program e prevăzut restabilirea măcar a unei părți din suprafețele irigate, că noi am avut aproape 10% din suprafețele agricole erau irigate, erau instalațiile date. Deci e posibil de făcut lucrul ăsta? Eu cred că e posibil de declarat clar că e ușor. De unde bani? Iată, este propunerea în program ca jumătate din TVA-ul care l-a achitat acest sector, adică tot ei, sectorul agricultură și sectorul de procesare, industria alimentară, jumătate din acest TVA pe câțiva ani să-l rătăm pentru restabilirea acestor sisteme de irigare. Pentru că dacă nu facem acum, oricum va trebui să o facem. Pentru că seceta abia vine la noi, nu trebuie să înțelegem. Noi ne bucurăm când avem acum o secetă din 3 ani. O să vedeți că o să ne bucurăm dacă unul din 5 ani a fost... Da? Deci, din păcate, acestea sunt fenomene climaterice care nu sunt sub controlul nostru. Trebuie să ne pregătim. Trebuie. Este posibilitatea de restabilit. Eu cred că este posibilitatea de restabilit. Iată, acțiuni de acest gen care ar da un suflu dezvoltării economice, pe de o parte, prin diminuarea poverii fiscale și administrative, pe de altă parte, prin deschiderea piețelor, posibilitatea ca ei să-și vândă produsele și atrăgând investiții, eu cred că asta este, zicem, factorul cheie sau soluția deloc magică, dar universală de a da un suflu economiei. Și vedeți că până când am vorbit doar de ceea ce ține de privat. Așa. Haideți să vorbim și de rolul statului, nu doar ca de reglementare, da? Dar și rolul statului ca operator în economie. Noi parcurgem o perioadă de criză din cauza mai multor factori,
Și în asemenea perioade, totuși nu poți să te aștepți la investiții majore a privaților, pentru că incertitudine, război aproape, Moldova a pierdut avantajele comparative investiționale, inclusiv la prețuri, la resurse energetice, că asta era un avantaj enorm pentru noi. De ce veneau să deschidă aici câte ceva? Că ieftin gazul, că ieftin energie electrică. Acum noi ne-am egalat, practic, la acest. Înseamnă că am pierdut acest avantaj. Am pierdut avantajul acela cu care noi fiecare expoziție internațională începem prezentările investiți în Moldova. Și mă refer, forță de muncă multă și calificată. Nu-i nici muncă, nici nu-i multă, din păcate, și dacă este calificată, nu în sectoarele în care sunt solicitate. Deci asta am pierdut. Deci, în asemenea condiții, noi, investitori privați, nu prea putem să așteptăm, să zicem, navală, cum am mai spus. Aici statul trebuie să joace un rol important ca operator în economie, și anume prin investiții în infrastructură. Statul poate investi în infrastructură, drumuri, apă, canalizare energetică. Și pentru aceasta se pot identifica mijloace. Și pentru aceasta pot să împrumuți, că atunci când te întreabă omul într-un sat, domnule X sau doamnă Y, ce ați făcut cu miliardele care tot vă lăudați că vă ajută? Și dacă ai posibilitatea să-i spui, uite, drumul ăsta s-a făcut și atât a costat, iată, sursa asta de apă a ajuns la dumneavoastră și atât a costat. Deci pentru aceasta, pentru aceste obiective se poate și de împrumutat, că așa au făcut toate țările. Deci toate luate în complex, eu cred că este o abordare destul de pragmatică în ceea ce privește soluționarea problemei din economie. Eu vreau să prezint asta, eu știu, cumva ca și un avantaj al candidatului care vorbește acum cu dumneavoastră, că nu doar ai teorie, dar și-am făcut-o în perioada 18-20. Așa. Că dacă ar fi, zicem, presa mai independentă decât se pretinde, s-ar spune și despre acea reformă fiscală, s-ar spune și despre programul Prima Casă, când și cine l-a inițiat și când și cine l-a înghețat, ca acum cu 3 luni înainte de alegeri să-l relanseze, bifând acolo ceva, că e euro, că e plus sau nu știu cum se numește, da? Poate ar reaminti și obiectele de infrastructură, că tot ce vedem acum cu raportat că s-a construit 700 de kilometri de drum, niciunul nu a început acum. Toate atunci sunt începute, toate atunci sunt identificate mijloacele sau investitorii, da? Sărătieni bălți. Da, ei au tăiat panglic, așa, asta e foarte bine, dar proiectul a început în 2019 construcția, da. Comrat, Vulcănești, iată sectoarele astea de drum mai regionale, care le numim noi, construite inclusiv prin colaborare cu Banca Mondială, avem la Pojărenți Pala, apropo, nici acum nu s-au achitat pe cel drum care preferă să și-l asume ca merit, încă nu au achitat drumul acela, pentru că conform contractului Guvernului cu Banca Mondială, se finanțează o sumă oarecare, iar restul e contribuția guvernului. N-au dat încă bani de la guvern acolo. Da? Așa. Dar merg în toate satele celea, prin Costești, prin Zâmbreni, Horești, mai sunt acolo mai multe sate, Pojărieni, și zic, noi am construit drumul. Dar 3 companii de construcție nu pot primi banii, pentru că guvernul preferă să orienteze banii în altă parte, nu acolo. Deci acestea proiecte și multe altele, eu cred că cumva ar confirma faptul că nu doar în teorie spunem ce trebuie de făcut, dar în principiu asta s-a făcut și de inventat de câteva ori bicicleta, nu-i cazul. Domeniile educației și cel al sănătății, aveți soluții concrete pentru a îmbunătăți acest și de fapt dacă necesită aceste domenii reforme? Evident, aceste două direcții sunt indicate în acele 10 pe care le-am inclus în program. Educația, pentru că este drept fundamental, am spus, și medicină tot așa. În privința educației, o să vedeți, nu vreau să le zic soluții, dar propuneri pentru a îmbunătăți situația pentru toate nivelele de studii, începând de la nivelul primar, așa, și finalizând cu universitar și chiar știință și cercetare. Nu cred că timpul ne permite mult să ne oprim la acest capitol, dar evident că două momente importante trebuie să le menționăm. Deficitul de cadre. Noi nu avem mare, iarăși, rând acolo, coadă la universitățile sau colegiile pedagogice. Dar nu avem deloc, chiar. Păi așa, ca să nu, un pic așa să zic, să nu... Evident că aici trebuie să ne gândim cum motivăm tinerii să vină acolo, cum să-i motivăm. Salarii, hai să vedem care a fost evoluția salariilor și la pedagogi și la medici, apropo, în ultimii 4 ani, în raport cu inflația cumulativă. Eu pot să vă spun că la medici în ultimii 4 ani
creșterea de salariu a fost cu 25%, au fost două creșteri de 10 și 15%. Iar inflația cumulativă a fost 50%. Spuneți, vă rog, medicii în 4 ani au câștigat în salariu sau au pierdut? Matematica e simplă, ei au pierdut de la salariu 25%. Profesorii au câștigat la salariu sau au pierdut? Eu pot să vă spun că ei nu au câștigat, pentru că tot ce a crescut în 4 ani câte 5 sau 10%, în sumă, este mai puțin decât inflația cumulativă 21-24. Da? Cum ai să atragi tu pedagogi sau medici să lucreze? Poate numai dacă ei cumva găsesc soluție să câștige prin altă parte, cum din păcate se întâmplă. Dacă majorezi ministrul, dacă majorezi la acela, ai grijă și de ăștia care lucrează. Deci motivația. Iarăși o să fac trimitere la prima casă. Verificați, vă rog, cine sunt cei mai mulți beneficiari a programului prima casă. Dacă cumva nu sunt învățători, dacă cumva nu sunt medici, dacă cumva nu sunt polițiști, adică angajați în sectorul public unde avem deficit de cadre. Trebuia de continuat programul același, nu de înghețat în 21. Cred că trebuia. Poate rămâneau mai mulți profesori. Repet, atunci 8.000 de tineri au procurat totuși locuințe. Deci astea sunt programe de motivare. Dacă vorbim de acces la educație, eu vreau să spun că este o mare eroare a noastră a tuturor că admitem închiderea școlilor în localități. Da, trebuie să fim realiști, da, înțelegem că trebuie să fie asigurată calitatea studiilor și în ciclu gimnazial și, bineînțeles, în cel liceal, dar dacă noi nu putem să întreținem o școală primară, clasa 1-a, 4-a în localitate, înseamnă că degeaba ocupăm funcții la stat. Economic, întreținerea acestor instituții nu e atât de scumpă, pentru că nu sunt 30 de profesori acolo, în clasa 1-a, 4-a nu se învață chimie, fizică, etc., etc. Cu doi profesori se poate de menținut, cum zicem noi, jeraticul în vatră. Trebuie de menținut o școală elementară în sat, pentru că au fost timpuri foarte complicate pe aceste pământuri, dar se străduiau oamenii să aibă școala asta. Eu cred că se poate de întreținut, se poate de găsit bani. Deci, în general, cam asta e abordarea la educație. Nu am ajuns la universitar, clar că trebuie să fie ajustată curicula ca să producem oameni cu diplome solicitate în economie, nu ceea ce de multe ori avem mulți specialiști cu diplome, dar nu își pot găsi de lucru. Pe de altă parte, avem deficit. În cercetări același lucru, da, deci trebuie să fie, o să găsiți în program, deci trebuie să fie iarăși aceeași motivare, pentru că tot respectul pentru decanii, să zicem, pentru savanții care avem, dar vârsta acolo e foarte înaintată și ca să, dacă vrem să avem continuitate, trebuie să atragem și tinerii cercetători acolo. Iarăși este vorba de motivație, iarăși este vorba despre o grijă din partea statului. Altfel o să fie reformă interminabilă până când închidem cu tot cu reformă, închidem toată știința. Nu trebuie să uităm de potențialul care îl avem științific în domenii aplicative, da? Iată, aceeași agricultură. Noi avem institutele astea și selecția, și genetica. Și eu chiar am vorbit cu fermieri la sud, pot să vă spun și ude în Burlacul Cahol, da, acolo este așa o gospodărie agricolă foarte, foarte conectată la știință și el în fiecare an are câmpuri experimentale, da, și el face în mod deliberat, plantează aceleași culturi de la diferiți producători de semincieri, ai noștri străini, ai noștri străini și are așa pe un teren și arată. Chiar și anii de secet arată că sunt sorturi sau soiuri de ale noastre de porumb, de grâu, de floarea soarelui, care deloc nu cedează după capacitate, potențial de roadă celor străine. Dar marele avantaj ca a noastră semințe respectivă sunt de 10 ori mai ieftine decât cele străine. Deci, se poate aici de muncit. Deci este partea asta aplicativă. Că eu am auzit că cercetarea se face doar teorie. Nu este partea aplicativă și inclusiv economic se poate de câștigat. Trebuie pur și simplu să ne preocupăm de acest lucru. Am vorbit de educație până când, nu știu dacă vorbim de medicină, dacă mai ajunge timp, dar tot ajunge, important, vă rog, da? Tare mult. Oamenii de acasă vor să vadă ce propuneți pentru diferite domenii. Partea de medicină tot este un program, cum am spus, destul de, cred că l-am scris destul de detaliat, mai ales că eu am onoarea să fac echipă comună politică cu mai mulți reprezentanți acestei profesii nobile. Avem colegi medici și în teritoriu, dar și în Chișinău, chiar conducători de instituții medicale, domnul Alexandru Holostenco, directorul Spitalului de Copii Valentin Ignatenco, doamna Marina Golovaci, care este directorul Ametie Botanică, Iulian Oltu, Vasile Tomus, doamna Valentina Stratan, mulți, mulți medici și împreună cu dumnealor am și elaborat acest capitol al programului. Accentul clar că a trebuit depus
în primul rând pe profilactică și prevenire, pentru că noi, din păcate, ajungem la medic când nu mai putem merge, când ne doare și când am ajuns acolo, ne comunică vestea tragică, știți? Și nu ți-o spune ție, ca să te o spune rudei, că știți, trebuie să vă pregătiți, da? Din păcate, de ce? Că dacă s-ar atrage atenție la profilactică și prevenție, poate ne găsește maladia meteahna mai devreme. Și în contextul acesta era propunerea de restabilit acel control medical anual care se desfășura în țara noastră cu ceva ani în urmă, când, de exemplu, în sectorul rural, în sat, venea pe câteva zile instalația aceea radiologică, rentgenă, mai zicem noi, și tot satul, Volens, Curvoie, cu nevoie, trecea prin mașina aceea, da? Făceau fotografii de astea care zicem noi radiologică și dacă era ceva, cel puțin îți comunica: domnule, doamnă, să știi că la dumneavoastră sunt aici, duceți-vă la un alt control, mai se poate lucrul ăsta de făcut din contul poliției de asigurare? Eu cred că se poate, că costă nu puțin acum, costă 12.636 de lei. Noi propunem restabilirea programului, dat că nu-i costisitor, mai ales că este cunoscut faptul, prevenția profilactică este mai ieftină în bani și mai eficientă sub aspect de șansă de a te trata. Este lucrul ăsta? Este. Evident că mă refer iarăși la motivație pentru personalul medical, pentru că noi cheltuim mulți bani pentru a pregăti un medic, de acolo se învață cei mai mulți ani și nu-i suficient să absolvească Universitatea de Medicină, dar mai trebuie vreo 5-10 ani să facă practică bună și în momentul când este specialistul pregătit, noi îl pierdem, pentru că România și orice alt stat stă cu ușile deschise, cu brațele deschise. Acum n-au ai noștri probleme să-și confirme diploma, de exemplu, licența sau ce au ei acolo, da? Pentru că îi primește. Asta e specialist de aur crescut din noi, iar în momentul când trebuie să avem randament de la el, noi îl pierdem. Trebuie ce de majorat salariu. Eu vreau să vă spun, și asta e meritul, în ghilimele, ai ministerului. Medicii sunt unica categorie de bugetari care anul acesta n-au primit măcar un procent indexare, un procent majorare. Ultima le-a fost făcută cu o săptămână sau două înainte de alegeri locale de anul trecut. De atunci, doar ei nu au primit măcar un pic majorare sau indexarea salariilor. Asta este o atitudine responsabilă prin prisma lucrurilor care l-am spus. Eu cred că deloc nu e responsabilă. Și vă spun de ce se întâmplă lucrul acesta. Ridicați, vă rog, raportul de executare a bugetului medicinii sau a fondului de asigurări obligatorii de asistență medicală pe primele 6 luni și o să observați că de la bugetul de stat la acest fond, în loc de 3 miliarde 500 de milioane, s-au dat doar 1 miliard 300. Deci statul, bugetul de stat, nu a alocat medicinii 2 întregi și 2 miliarde de lei. De aceea, când se duc oamenii cu poliță la spital, li se spune: scuzați, trebuie să mai plătiți, că noi nu avem bani. Pentru că este 2 miliarde 200, numai în jumătate de an nu le-au dat. Faceți o interpelare, vă rog, la CNAM și la Ministerul Sănătății, că ei văd că preferă să infirme sau să nege lucruri evidente. Dați-le cifrele astea două și spuneți-le, iată, este un candidat acolo, Chicu, care afirmă că nu ați primit în fondul de medicină 2 întreg și 2 miliarde doar în primele 6 luni. Să vedem ce răspuns vor da, dar eu vă spun că asta este situația. Nu le-au primit pentru că nu au fost de unde să fie alocate aceste fonduri sau nu s-au vrut să fie alocate aceste fonduri. Deci este vorba de management al finanțelor publice și de priorități. Iar legea bugetului de stat și legea fondurilor de asigurări medicale este lege, ceea ce înseamnă că executivul trebuie să o îndeplinească. Și dacă n-au îndeplinit-o, cineva trebuie să răspundă. În cazul de față este responsabil ministrul finanțelor și al sănătății. Deci, acești bani, aceste transferuri, apropo, știți de ce bugetul de stat trebuie să transfere în acel buget banii? Pentru că statul este asiguratorul a unor categorii de populație care nu sunt obligate să procure poliță. De exemplu, pensionare, de exemplu, copiii, studenții. Deci pe aceste categorii statul îi asigură. Și îi asigură nu doar prin declarații, dar prin transferurile lunare de bani către fondul de medicină. Și dacă nu au dat 2 miliarde 200 pentru categoriile date, ce fac medicii și spitalele? Scot banii, cer banii de la cei care au poliță.
Asta e, din păcate, explicația la tot ce se întâmplă. Pur și simplu nu îndeplinesc legea, că asta văd că le scapă până când li se permite, dar eu sper foarte mult că după 20 octombrie vom auzi și vom afla că mai avem Curte de Conturi în țară. O instituție foarte importantă, care nu prea aud să facă acum să arate că asta s-a încălcat, asta s-a încălcat. Avem Serviciul Control Financiar și Revizie, care actualmente este preocupat doar de presiune asupra oponenților politici. Îmi pare că n-am niciun primar în echipă în care să nu aibă acum permanent, misiune permanentă acestui serviciu pentru a intimida, pentru a-i persecuta. Verificați, domnilor, de la serviciu cum se utilizează banii respectivi ai statului. Și multe, multe organe de astea care tot caută oficii de vreo 3 ani și tot nu găsesc și zic asta le împiedică să activeze și multe lucruri de acest gen. Deci astăzi domenii foarte importante, noi le-am inclus în program și în speranța că cetățenii vor dori un președinte de stat care știe să pună statul și instituțiile la alt lucru, la treabă și mai ales să pricepe un pic în toate momentele astea, eu rămân optimist că noi vom putea să depășim această etapă destul de, să zic așa, delicată în istoria noastră. Dumneavoastră, cumva ați premeditat următoarea mea întrebare pe care voiam să o adresez și ați răspuns parțial la ea. Intimidările față de primarii din partidul din care faceți parte, unii candidați care au fost invitați aici în platou, cumva au acuzat imixtiuni în campania lor electorală, impedimente. Ion Chicu a avut astfel eu de nu mă incidente? Plâng. Eu nu mă plâng, la mine, la noi nu îndrăznesc prin metode brutale, dar încearcă cu de-astea, cu iată, control financiar și revizie. Primarul din Sadâc, de exemplu, are o lună și ceva acolo, deși misiunea de control e descris, legislația, cât durează, care e obiectivul, stă de vreo lună acolo și tot îi împiedică activitatea, nu politică, că nu face politică, o mare, o sumedenie. Primarul de la Lipnic, exact, la Ocneța, tot, iată, permanent acolo, da? De ce? Ei cred că dacă vin, pot pe oamenii, colegii mei, să intimideze. Nu-s din stofa sau aluatul celor colegii mei ca cu asemenea metode ieftine să intimideze. Da? Deci noi nu ne plângem de presiune, deși eu văd că avem echipaje și echipe întregi ai poliției și altor organe, mai cameramani ca dânsi nu am văzut în viață, deci din toate racursele, cu cine dă chicul mâna, cu cine se salută, cu îi scoate pălăria, tot sunt filme întregi, kilometri de peliculă pe la ministerele astea. Dar suntem bucuroși, înseamnă că contăm pentru atenția lor. Văd o atenție și din partea, este un ONG, se numește Promolex, da, care cumva este lider la noi în monitorizarea alegerilor și vreau să le mulțumesc pentru acest fapt, dar vreau să-i rog atunci când fac rapoartele despre săptămânale să fie atenți, pentru că atunci când încercați prin a ne învinui pe noi că încălcăm legislația electorală doar pentru a camufla toate încălcările pasului, de acolo sunt foarte multe, da? Deci nu o faceți bine. Exemplu cu întâlnirea care am avut-o duminică la Costești pe 22 august. Dumneavoastră ați prezentat-o într-un raport, stimați Promolex, ca utilizarea resurselor administrative, pentru că ați văzut colegii noștri primari la acea întâlnire. Faptul că noi am postat pe rețele despre acest eveniment pe luni, nu înseamnă că evenimentul a avut luni. Verificați, vă rog, aceste date și nu discreditați imaginea dumneavoastră în societate, că și așa nu prea au ONG-urile mare imagine. Deci, candidatul Ion Chicu nu încalcă legislația electorală în mersul campaniei pe care o desfășoară. Nici candidatul Ion Chicu n-a încălcat legislația și nu vrea să încalce, nici colegii mei și nici cât am lucrat la stat nu am încălcat, că dacă făceam măcar o încălcare, nu eram în studioul dumneavoastră. Credeți-mă că și acolo au fost echipe vreo 2 ani să verifice că ăsta precis ceva a făcut și cei din guvernul lui tot au făcut ceva. Ați auzit vreodată chiar și în presa asta care este tare echidistantă să se audă că a fost invitat, poftit Chicu pe la procuraturi sau miniștri care au lucrat vreodată, ați văzut? Eu cred că n-ați văzut niciodată acest lucru, pentru că eu am respectat legislația ca să dorm liniștit. Și asta le recomand și astea de la PAS, dar din păcate dumneavoastră deja foarte multe ați făcut și somnul liniștit după 20 octombrie și după parlamentarele din vară deloc nu vă este asigurat, credeți-mă.
Domnule Chicu, ce părere aveți despre această activitate? Destul de așa s-au activizat în ultima perioadă organele de forță și văd că au capturi peste capturi, bani, milioane, rețele, grupări criminale, voturi cumpărate, pomeni electorale. Ce părere aveți? Aveți vreo opinie referitor la acest subiect? Noi urmărim în presă ceea ce prezintă organele respective, informații, clar că noi nu avem acces la această informație, dar din surse, cum zicem noi, demne de încredere, știm că organele de poliție au dovezi incontestabile despre corupție în procesul electoral, inclusiv la etapa de colectare a semnăturilor de către mai mulți candidați. Așa. Procurări de liste semnate pe bani, am înțeles că sunt documentări și eu sper că pentru toți candidații care sunt monitorizați, inclusiv pe doamna Sandu, organele își fac treaba și vor veni cu dovezile respective, utilizând sistemul de justiție, nu așa CSIE sau ce mai era acolo, Comisia de Situații Excepționale, să demonstreze și în caz de încălcare trebuie de luat măsuri. Noi trebuie să avem proces democratic și echidistant, iar dacă unul sau mai mulți candidați procură semnăturile, încalcă legea despre finanțare sub aspect de plasarea bilbo, corupere, etc., legea trebuie de aplicat cu toată asprimea sa. Altfel, noi nu suntem stat, dar suntem așa o adunătură de... Deci așteptăm dovezi, așteptăm o poziție foarte, foarte tranșantă a organelor de control. Eu știu că iau dovezi că mulți candidați, nu vreau să spun cât și cine, au făcut asemenea lucruri. Tocmai voiam să vă spun, se vehiculează informația, precum că săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare, cel puțin 3 candidați vor fi scoși din cursa electorală. Dumneavoastră nu dețineți astfel de informații. Eu dețin, dar nu vreau să vehiculez, pentru că la noi avem instituțiile respective, au servicii de presă, slavă Domnului, să iasă, să se explice. Cu vehiculatul și cu zvonurile nu vreau să ne ocupăm. Așa. În ce măsură candidatul Ion Chicu prezintă îngrijorări la capitolul că în spațiul public ar putea apărea, bunoară, un video în care cumva să fie reprezentate anumite schelete din dulap, dacă le are candidatul Ion Chicu? Sau stați liniștit la acest capitol? Pentru că vedem ceea ce se întâmplă în spațiul public, avem diferite filmulețe. Stau liniștit la capitolul schelete, pentru că dulapurile sunt deschise la mine, dar acolo nu e nimic ascuns. M-am străduit să fiu transparent în activitate. Eu n-am lucrat la stat toată viața, cum au lucrat alții. E adevărat că am văzut o atenție sporită. Cum v-am spus, stau și permanent monitorizare, video, etc., etc. Mi-a spus într-o zi soție că era o echipă, nu știu, pe la jurnal, nu știu de unde erau acolo, filmau, nu știu ce, dar presa pentru asta și există, ca să informeze societatea. E adevărat, când același jurnal dă o emisiune în care truchează, sau cum să zicem, un fake news și fac o poză a mea cu alușor cu care eu nu m-am întâlnit și după ce îl acționez, cer la Consiliul Audiovizualului să infirme lucrul ăsta, spune, da, asta a fost satiră, este un durbală, este la noi unul. Haideți să nu asta facem. A fost satiră și haideți clar că nu o scurtă pauză de publicitate, da. Și revenim la acest subiect, doamnelor și domnilor, o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu ochii pe noi, discuția noastră încă nu s-a încheiat. Iată, ne reveniți în studio, continuăm discuția noastră cu Ion Chicu, candidat la prezidențiale la data de 20 octombrie. Domnule Chicu, haideți să discutăm. Deci, schelete în dulap, nu aveți de ce să vă temeți. Am spus înainte de pauză, exemplu cu trucarea unei poze. Da, au recunoscut la Consiliul Audiovizual, ăștia n-au luat nicio decizie, au găsit așa, au identificat o găselniță ca să nu fac tautologie, au votat 3 pentru sancționare și 3 contra. Și e paritate și decizia. I-am acționat în instanță, clar că peste vreo 5 ani probabil că va fi o decizie. Cum au trucat pozele, pot să trucheze și alte formate de imagine. Și video, da? Pentru că avem și precedente. Dar să nu uite că vine răspunderea pentru orice act de acest gen, inclusiv la nivel personal, pentru indivizi de ăștia care consideră că banii care iau acum pentru denigrarea oamenilor le asigură mai departe imunitate față de lege. Nu va fi asta, fiți siguri. Domnule Chicu, mergeți la dezbateri electorale?
Da, dacă sunt invitat, merg și dacă am această posibilitate. Adevărat că invitațiile au venit acum cam când agenda întrevidelor în teritoriu cam deja încărcată. Seara am fost la postul public de televiziune, tot ieri am fost... Aveți acces la postul public de televiziune. O dată în 4 ani am fost invitat la dezbateri și eu, bineînțeles, am valorificat această oportunitate. Deci vă întreb, pentru că unii candidați spun că nu au acces la postul public. Eu cred că la dezbateri i-au invitat pe toți. La IPN am fost ieri, am fost la puterea, la N4 la dezbateri, am mai fost la alte posturi de televiziune. Unde deci sunt invitat, mă duc. Asta nu înseamnă că o să reușesc să merg peste tot, mai ales săptămâna viitoare, pentru că chiar ultima săptămână, știți, e apogeul și am multe, multe întâlniri electorale care, din păcate, coincid cu timpul pe care ne-l acordă aceste posturi TV, radio. Am înțeles. Domnule Chicu, încă o problemă pe care îi preocupă pe cetățenii noștri este dezbinarea socială. Dacă, cum intenționați să realizați acea coeziune socială a societății noastre? Și mă refer aici și la cetățenii din stânga Nistrului și la cei din UTA Găgăuzia și Nord și Sud și Centru și toate teritoriile țării noastre, pentru că până la urmă toți sunt cetățenii Republicii Moldova și toți au un președinte, indiferent de statut și... Mulțumesc. Știți de ce noi am procedat un pic atipic la numirea partidului pe care îl reprezint? Noi nu l-am numit din 3 litere, cum acum e mod așa. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Deci obiectivul de consolidare a societății îi inclus, îi investit anume și în denumirea partidului și în program. Noi considerăm că dezbinarea societății este problema noastră cea mai mare. Mai ales că această dezbinare este de natură artificială, făcută intenționat de politicieni. Divide în impera se numește, da? Împarte și conduce. Noi avem o societate profund dezbinată și asta este o mare, mare problemă. Pentru că nu poți spera să rezolvi problemele fundamentale existențiale a unui stat având o asemenea ruptură în societate. Din 90 încoace, pe varii criterii, politicienii foarte abil separă societatea pe criterii etnice, lingvistice, religioase mai puțin, dar văd că și aici deja încep unele lucruri, geopolitice în mod special, da? Asta este opera, în ghilimele, a politicienilor. Cred că este timpul să ne axăm pe momente care consolidează societatea și mai puțin pe cele care dezbină. Și în primul rând aici, iarăși, este vorba de conducătorul statului. Dacă tu admiți discriminarea pe varii criterii a cetățenilor tăi, tu contribui decisiv la aprofundarea acestei dezbinări. Cum poți să ieși să spui că dacă nu alegi primarii de la mine din partid, pro-europenii îi numesc, dar de la mine din partid, voi n-ați primiți fonduri. Este discriminarea aceasta. Asta e declarația președintelui statului. De anul trecut înainte de locale. Asta e discriminare. Contribuie asta la dezbinare? Eu cred că contribuie. Oamenii din localitățile cele care în pofida indicații directe a președintelui au ales primarul care iau în credere că e gospodar. Ce cred de stat și de președintele stat, conducătorul statului? Dezbinare, dezbinare. Oamenii care nu au dreptul acum, posibilitatea, mai bine spus, de a vota, sunt discriminați? Eu cred că sunt discriminați. E clar care este principiul, da? Criteriul de dezbinare. Eu cred că lucrul ăsta nu trebuie de făcut. Acces la servicii, acces la informare, etc., etc. Deci discriminarea este cauza principală a dezbinării în societate. Dacă vrem să avem proces invers de consolidare, trebuie să eliminăm discriminarea. Fiecare cetățean a Republicii Moldova are drepturi egale, indiferent unde locuiește, indiferent de vârstă, de gen, de religie, de educație, are aceleași drepturi și nu poate fi discriminat de nimeni. În cazul când este discriminare, atunci cetățeanul pur și simplu, eu știu, se afiliază la o tabără sau la alta. Deci ieși suntem așa dezbinați, din păcate. Anume, prin neadmiterea discriminării, un președinte de stat contribuie și direct și indirect la consolidarea societății. Eu așa cred. Mai avem un minut, aveți un mesaj pentru alegători?
Da, bineînțeles, dacă îmi permiteți și îmi oferiți această posibilitate, stimați concetățeni, au rămas zile numărate până la 20 octombrie, atunci când fiecare din noi avem posibilitatea, odată în 4 ani, să decidem soarta țării în materie de conducere. Pe 20 octombrie vom alege președintele țării, adică conducătorul statului. Evident, această poziție, această funcție înseamnă mai întâi de toate o responsabilitate enormă. Noi toți care urmează să alegem trebuie să luptăm, să votăm persoana care poate duce povara unei asemenea responsabilități. Eu vă rog să veniți la alegeri, să decideți dumneavoastră în pofida decepției, dezamăgirii, altă posibilitate de a face schimbarea care majoritatea dintre dumneavoastră o doriți nu există. Votați, vă rog, rațional, și cu inimă, și cu suflet, dar în primul rând rațional. Vă așteptăm la alegeri. Domnule Chicu, noi vă mulțumim că ați acceptat să veniți la noi în studio. Vă dorim succes. Iată, mai este o săptămână până la scrutinul propriu-zis. Prin urmare, candidații vor fi în verva acestei campanii în ultima săptămână. Vă mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Eu vă dau întâlnire mâine la ora 22:30. Aici în studio vine fostul premier Vasile Tarlev să-și prezinte programul său electoral, candidat din partea Partidului pentru Viitorul Moldovei. Cei care nu ați reușit să urmăriți această emisiune, o puteți face în reluare pe pagina de YouTube a televiziunii noastre sau pe pagina de Facebook a emisiunii 7 zile. La revedere!